Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Apocalipsa, capitolul 3, versetul 8. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 8. Și aici cuvântul spune așa: știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Amin. Cu siguranță că dumneavoastră care iubiți cuvântul Domnului ați citit de multe ori pasajul acesta. Este o adresă specială pe care Domnul Iisus Hristos o face către Îngerul Bisericii din Filadelfia și către Biserica din Filadelfia. Dar Îngerul la care îi vorbește nu este Îngerul din cer, este Păstorul Bisericii, este Mesagerul Bisericii, pentru că în felul în care vorbește, știu faptele tale, știu credincioșia ta, asta este tipic oamenilor, asta este un aspect. Și al doilea, de asemenea unul tehnic, gramatical, în limba greacă, termenul angelos, de unde vine înger, angelos, angelos, însemnează deopotrivă înger din cer și de cele mai multe ori însemnează mesager, unul care duce mesajul. Iar păstorul este cel ce duce mesajul lui Dumnezeu către poporul Domnului. Deci, Domnul stă de vorbă cu păstorul, stă de vorbă cu biserica și îi spune: ți-am pus înainte o ușă deschisă, oportunități ca să poți să lucrezi. Introductiv vreau să menționez două, trei lucruri, după care intrăm în miezul mesajului. Cineva afirma și spunea: abilitatea este ceea ce ești tu capabil să faci. Ești abil. Deci abilitatea este ceea ce ești tu capabil să faci. Motivația este ceea ce determină ce vei face. De ce faci lucrul pe care îl faci este pentru că ești motivat să-l faci. Iar atitudinea determină cum vei face ceea ce faci, după atitudinea pe care o ai. În lumea noastră, practic, sunt două categorii de oameni. Sunt oameni care în jurul lor văd numai obstacole. Și de aceea, expresia lor favorită este: nu se poate face nimic, nu mă implic. Atitudine negativă și lipsă de activitate. Este altă categorie de oameni care în jurul lor văd de fiecare dată oportunități. Oportunități de a face ceva pentru Dumnezeu, de a lucra pentru Dumnezeu, de a vedea că există încă resurse cu care și prin care să poți să-ți restabilești viața, familia, viața bisericii, activitatea bisericii, lucrarea. În pasajul nostru de astăzi, deși Domnul menționează acest adevăr, ai puțină putere, totuși spune: ți-am pus înainte o ușă deschisă. În vechime, unui om care a zis: sunt cel mai mic și mai neînsemnat din Israel și din seminția mea, Manase, aduceți aminte cine era acesta? Gedeon. Domnul i-a zis: du-te cu puterea care o ai. Nu era lider religios,
nu era profet, nu era... Dintr-o dată i s-a arătat Domnul, Îngerul Domnului, adică Domnul Iisus Hristos, stă de vorbă cu el și spune, vei izbăvi pe Israel. Eu? Dacă Domnul ți-a pus în față ușa aceasta, posibilitatea aceasta, asta se va întâmpla. Du-te cu puterea care o ai. Știu că ai puțină putere. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mesajul nostru din această dimineață este o ușă deschisă pentru tine. O ușă deschisă pentru tine. Ne vom uita la 5 adevăruri pe care cuvântul acesta ne-l revelează din partea lui Dumnezeu. Primul, oportunitatea în viață și în biserică, în lucrul Domnului, deci oportunitatea, ușa deschisă, cere viziune, cere vedere. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă. Observați, vă rog, cuvântul acesta prin care introduce Domnul Iisus Hristos oportunitatea. Zice, iată, adică privește, îți trebuie vedere. Și viziune și vedere. Privește. Dacă Domnul a pus în fața noastră o ușă deschisă, eu cred că a pus o ușă deschisă, pentru că așa face Domnul cu biserica Lui, nu închide ușa, îi deschide ușa. Așa face Domnul cu viața ta, nu-ți închide ușa, îți deschide ușa, îți deschide posibilitatea de a te mântui, de a te ridica, de a lucra, de a face ceva bun pentru semenii tăi, pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă Domnul spune că face lucrul acesta și l-a făcut, punând în fața ta, în fața mea, o ușă deschisă, noi trebuie să-L credem pe Domnul pe cuvânt. Dar haideți să vedem ce uși deschise, ce posibilități sunt. Dacă vreți să-mi puneți pe ecran, Matei 25, de la versetele 35 până la 40. Ia uitați-vă la acest cuvânt. Matei 25, de la 35 la 40. Căci am fost, cum? Flămând și mi-ați dat de mâncat, zice Domnul. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând? Când am avut noi oportunitatea aceasta? Și ți-am dat să mănânci? Când fiindu-ți sete sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când am avut noi ușa aceasta să vedem că ți-i sete? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Când am avut ușa aceasta? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav, am avut posibilitatea aceasta, Doamne, să te vedem bolnav? Sau în temniță și am venit pe la tine? Când? Drept răspuns, împăratul le va zice. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, evrei care sunt prezenți acolo, care au scăpat de necazul cel mare, mie mi le-ați făcut. Este situația în textul nostru. Acum eu revin în fața dumneavoastră. Oportunitatea cere viziune, cere vedere. Iată, ți-am pus în față o ușă deschisă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, eu vreau să vă întreb, sunt uși deschise aici la Emanuel? Sunt uși deschise? Nu vreți să le vedeți. Nu vreți să le vedeți. Este o ușă deschisă pentru rugăciune. Este o ușă deschisă pentru studiu biblic.
Este o ușă deschisă pentru închinarea de duminică seara. Este o ușă deschisă pentru joi seara. Este o ușă deschisă astăzi pentru un shoebox, o cutie pentru cel sărac, pentru copii necăjiți. Este o ușă deschisă pentru familia Filip, Drăgana. Au înfiat 5 copii. Știți bine lucrul acesta, au înfiat 5 copii. Nu pot să vină la biserică, stau departe de biserică, dar când pot, sunt aici, printre noi. Și acum așteptau cu mare bucurie să aibă în sfârșit copiii lor, 2 gemeni. Era însărcinată sora Drăgana cu 2 gemeni. Și săptămâna aceasta s-a îmbolnăvit, a făcut o infecție în sânge, doctorii n-au putut să identifice infecția în sânge și a avortat amândoi copiii, i-a pierdut. Am o întrebare pentru biserică. Este o ușă deschisă pentru biserică să facă bine? Este sau nu este? Dar de ce sunteți așa de anemici atunci? Dacă este ușă deschisă, trebuiește folosită. Ți-am pus în față o ușă deschisă. Ușa deschisă nu ajută pe nimeni dacă nu intră pe ea. Dacă nu intră pe ea. Oportunitatea cere vedere, cere viziune. Doamne, deschide-ne ochii să vedem ce se poate face și ce pot eu face. Pentru că ați văzut oamenii aceștia, l-au întrebat pe Iisus Hristos, când am avut noi oportunitatea aceasta să te vedem flămând, să te vedem gol, să te vedem în temniță, să te vedem în spital, când? Ori de câte ori în fața voastră a venit o situație similară, cu necazul, cu lipsa de la casa Domnului, cu lipsa de la rugăciune, cu neinteresul, cu apatia, ori de câte ori ați văzut o oportunitate de felul acesta, voi v-ați grăbit să faceți ce place lui Dumnezeu. Și Dumnezeu onorează acest lucru. Pentru că acestor oameni le spune, intrați în bucuria stăpânului vostru. Dacă nu intri pe ușă, dacă nu folosești oportunitatea, nu te ajută la nimic. Dimpotrivă, te condamnă. Pentru că vin ceilalți. Dacă ne uitam un pasaj mai departe, de la versetele 41 la 46, se va întoarce către ceilalți și va zice același lucru. Ați avut oportunitate. Ați avut ușa deschisă. Când? Când am trimis la ușă pe fratele Bogdan cu sacul de colectă și am zis, facem un cadou la un copil. Și dacă am trecut pe lângă el și n-am făcut nimic, Domnul a notat. Domnul a notat. Oportunitatea cere viziune. În al doilea rând, oportunitatea cere credință. Dacă Domnul a vorbit, și eu cred că Domnul a vorbit, cuvântul pe care îl vorbește Domnul, frați și surori, doamnelor și domnilor, notați bine, nu este un cuvânt pe care l-a vorbit președintele Biden în cazul nostru la americanilor sau Iohannes al românilor, nu este un cuvânt pe care îl vorbește un lider politic care, după ce l-a vorbit, trebuiește analizat. Trebuiește votat. Cuvântul pe care îl vorbește Dumnezeu trebuiește crezut. Noi nu trebuie să îl analizăm pe Domnul, dar de ce a vorbit așa? Și să-l punem la vot pe Dumnezeu. Dacă Domnul spune, fiți sfinți, atunci trebuie să fim sfinți. Dacă Domnul spune, faceți bine, atunci trebuie să facem bine. Nu trebuie să întrebăm de ce. Dacă Domnul spune să ne pocăim, atunci trebuie să ne pocăim, frați și surori. Dacă Domnul spune că trebuie să ascultăm, trebuie să ascultăm. Cuvântul Lui,
Oportunitatea pusă în față cere credință. Cere credință. Pentru că orice ușă deschisă de Dumnezeu este conformă cuvântului Domnului din Romani 8, 28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Spre bine. Oportunitățile din partea lui Dumnezeu sunt spre bine, nu spre rău. Spre pacea ta, spre pacea mea, spre pacea noastră, spre pacea caselor noastre, spre pacea Bisericii lui Hristos. De aceea, haideți să-L credem pe Domnul pe cuvânt, începând de astăzi. Amin? Amin? De seară vă văd la biserică pe toți. Este o oportunitate. 3. Oportunitatea cere responsabilitate. Nu poți găsi o responsabilitate mai mare decât să te apuci de oportunitatea care stă în față. Cine vrei să se roage pentru tine? Cine vrei să creadă pentru tine? Cine vrei să mănânce pentru tine? Vrei să mănânce altcineva pentru tine? Cine vrei să facă ceea ce tu trebuie să faci în casa ta, în viața ta, în biserica ta? Eu sunt responsabil. Apostolul Pavel spunea cuvântul pe care l-am amintit și ieri, în cuvântul pe care l-am luat aici la biserică, eu sunt, cum a zis ea, eu sunt dator. Eu sunt dator. Eu sunt responsabil. Eu sunt responsabil față de familie, eu sunt responsabil față de biserica Domnului. Eu sunt responsabil față de viața mea și sunt responsabil față de semenii mei. Este ușa deschisă, pusă în fața mea de către Domnul Iisus Hristos. Și responsabilitatea aceasta mă obligă în fața lui Dumnezeu, mă obligă să-L ascult pe Domnul Iisus Hristos și să îmi împlinesc responsabilitatea. 4. Oportunitatea cere curaj. Ca să intri pe ușa deschisă, îți trebuiește curaj. Am citit o relatare a unui ofițer din Armata și Securitatea Iranului, care a defectat, a fugit din Iran. Și omul acesta, ofițerul acesta, de grad înalt, spunea, în Iran este, la nivelul de vârf, este mai rău decât se vorbește în vest și se cunoaște în vest. Oricine este suspect că nu acceptă regimul și nu primește autoritatea regimului, numai să îl denunțe cineva că e suspect, este judecat foarte sumar și de regulă condamnat la moarte. Și spunea el, iar pentru cei condamnați la moarte, în special pentru cei politici, noi foloseam și folosim și astăzi o metodă de psihologie. Spuneam, vei fi executat fie prin, mă scuzați pentru descrierea grafică, spânzurătoare, fie împușcat. Dar ai o șansă. Șansa este aceasta. Uite, când te duci înspre locul de execuție, când ieși din, spre ieșirea din clădire, vei ajunge în fața unei porți de metal care se vede că e solidă, că e neagră,
la, neagră la culoare, se vede că e culoare neagră, dar e solidă, construită solid, așa, și ai o șansă. Ori alegi să deschizi poarta aceasta neagră și nu știi ce se întâmplă după ea, ori alegi una din cele două execuții, spânzurat sau împușcat. Și spunea ofițerul acesta, de regulă, de regulă, toți condamnații alegeau să fie împușcați, pentru că moare rapid, fără să sufere. Dar, spune, m-ați întrebat ce este, ce așteaptă pe cei ce aleg poarta aceea, ușa aceea neagră, metalică. Și spune, aici este jocul nostru, era jocul nostru psihologic. Dacă condamnatul alegea să spună, eu vreau să vedem ce se întâmplă cu mine după poarta aceasta, când o deschidea, era drumul lui spre libertate. Nu se întâmpla nimic cu el. Dar, de frica pe care și-o făcea în minte și în suflet, cine știe ce schingiuieli mă așteaptă, în ce cameră dă ușa aceasta, alegeau să fie împușcați. Pe când ușa aceea era o ușă a oportunității pentru libertate. Putea să meargă să fie liber. Nici unul n-a ales până la ora aceasta ușa aceea, spunea el. Oamenii le lipsește curajul. Ușa pe care a pus-o Domnul în fața noastră nu este o ușă închisă. Nu este o ușă neagră. Este o ușă deschisă. Și a deschis-o Domnul ușa aceasta ca, nu să, ca să nu faci, să nu fac măcar efortul să o deschid. Numai să intru pe ea. Dacă citiți la următoarea biserică la care vorbește Domnul, următoarea biserică este ultima din șirul celor șapte, este care? Laodicea. Ei, la această biserică, țineți minte că Domnul îi vorbește așa. Iată, eu stau la ușă și bat. Sunt două lucruri, sau trei, în la această biserică. Unu, Iisus Hristos este în afară, nu este înăuntru, este cel mai trist să nu fie Iisus în biserică. Iisus este în afară. Doi, ușa n-are deschizătoare de afară, numai dinăuntru. De-aia spune, stau la ușă și bat. Și trei, ușa se poate deschide numai din interior, de tine sau de mine. Însă cum noi suntem capricioși, mudi, odată venim, odată nu venim, odată ne rugăm, odată nu ne rugăm, odată plângem, odată râdem, odată țipăm, odată batem din palme, odată ne bucurăm, de cele mai multe ori ne supărăm, suntem schimbători. Ca să nu avem problemă să mai deschidem ușa, a spus Domnul Iisus Hristos, iată că v-am pus în față o ușă deschisă. Și vreau să vă spun ceva mai mult. Ușa aceasta deschisă este Iisus Hristos. Eu sunt ușa. Cine intră prin mine, găsește viață, găsește binecuvântare, găsește fericire, găsește mântuire, găsește putere, găsește înviorare, găsește botez cu Duhul Sfânt, găsește vindecare divină. Toate lucrurile sunt când intri pe ușa aceasta. Îți trebuie curaj. Îți trebuie curaj. Uitați-vă la un exemplu din Vechiul Testament. Și exemplul este acesta. David, care este încă un adolescent. Armata lui Israel, care este timorată, demoralizată, cu un împărat neputincios, preocupa mai mult să-și zidească
numele și dinastia decât să slujească pe Dumnezeu și să slujească pe Israel, este Saul, și armata filistenilor, câtă frunză și iarbă. Și în fața lor, o rămășiță dintre nefilim, dintre urieși, Goliat. Ce posibilitate are David? Ce oportunitate are David? Oportunitatea lui este credința în Domnul. Eu vin înaintea ta, împotriva ta, în numele Dumnezeului oștirilor. Este credința în Domnul. Oportunitatea, ușa deschisă în fața lui, este o praștie și cinci pietricele. Nu știu câte haruri ai tu. Pietricelele acelea reprezintă, 5 este cifra harului. Nu știu câte daruri ai tu și câte abilități ai tu. Dumnezeu a binecuvântat pe fiecare dintre noi cu haruri și cu abilități, însă trebuiesc folosite. Și abilitățile și harurile pe care le am și pe care le ai nu trebuiesc puse în prosop și îngropate până vine Domnul, că aceasta l-ar supăra rău pe Domnul. Trebuiesc folosite. Și când le folosești cu curaj înaintea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu dă binecuvântare. Mai crezi în binecuvântarea Domnului? Mai crezi în harul Domnului? Eu cred. Și eu vreau să cred că mai este încă unul și încă unul și încă unul în biserică care crede în harul lui Dumnezeu și în oportunitățile pe care Domnul le-a pus în fața noastră și în fața acestei biserici ca să ne putem bucura de biruință și de o slujire care să-L onoreze pe Dumnezeu. Și în al cincilea rând și în ultimul rând, oportunitatea cere timing. Timing. Ce însemnează aceasta? Însemnează ceea ce Apostolul Pavel spune în Galateni 6:9 și Eclesiastul 3:1. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită, la timpul potrivit, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Deci, dacă ușa aia este deschisă în fața noastră și este deschisă, să întărim rândurile, să întărim părtășia, să întărim rugăciunea, să întărim închinarea, să întărim lucrarea bisericii, să întărim misiunea, să întărim tot ce trebuie întărit. Cuvântul Domnului ne spune, urmăriți apoi, la timpul potrivit, acum este timp de intrat, de semănat, la timpul potrivit veți secera. Eclesiastul 3:1, același lucru într-o manieră filozofică, dar venită de la Dumnezeu. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum este ceasul să intrăm pe ușa deschisă. Este ceasul să folosim oportunitatea pe care Domnul a pus-o la dispoziția noastră. Și vine ceasul să culegem rodul, să culegem binecuvântarea. Pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă nu ne folosim de oportunitate, poate că Domnul o mai întinde o dată sau mai încă o dată și a întins-o de multe ori spre noi, ne-a oferit-o de multe ori, vine și timpul când se închide posibilitatea aceea. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos către Ierusalim. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și i-a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. N-ai cunoscut. Am citit din Luca 19, 41-42. Și acum sunt ascunse de tine, luate de tine. În concluzie, în această dimineață, frații mei, vin în fața dumneavoastră cu acest cuvânt
pe care l-a spus Domnul Iisus Hristos. Iată, ți-am pus în față o ușă deschisă. Pentru noi, pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru fiecare dintre noi, fără excepție, este posibilitatea aceasta să facem mai mult pentru Domnul. Pentru că urmează să ne întâlnim cu Domnul. Urmează să ne întâlnim cu Domnul. Și întâlnirea aceasta pe care o vom avea-o cu Domnul va fi tocmai legată de ușa deschisă care a fost pusă în fața noastră. Ne va întreba, când am pus ușa aceasta? Când? Când ai văzut pe necăjit, când ai văzut starea bisericii, când ai văzut starea familiei, când ai văzut starea semenului tău, a prietenului tău, a slujitorilor mei și puteai să mergi să ridici, puteai să mergi să înviorezi, să mergi să binecuvintezi, să fii parte din procesul acela de ridicare, atunci, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi, vremea cercetării tale, eu cred că Domnul iubește viața noastră, iubește sufletele noastre, iubește casele noastre, iubește Biserica Emanuel și iubește pe toți aceia care vor să se lase iubiți de El. Întrebarea este, cum răspundem noi la această oportunitate, la iubirea Lui? Vă invit cu respect să răspundem cu bucurie, așa cum sfinții din vechime de obicei răspundeau cu aceste cuvinte. Iată-mă, trimite-mă, aici sunt. Doamne, păstrează ușa deschisă pentru noi, pentru casele noastre, pentru Emanuel, pentru tineri și pentru bătrâni, pentru familii și pentru părinți și pentru copii, pentru slujitorii tăi. Păstrează ușa deschisă și Domnul se bucură ca tu și cu mine să vedem lucrul acesta, că oportunitatea există și că suntem oameni aceia înțelepți care ne folosim de oportunitate. Amin.